Da, Doamne, suntem în prezența Ta și îți mulțumim. Îți mulțumim că ai fost aici de la început. Mai mult îți mulțumim că ești cu noi acasă, ești cu noi pe drumurile noastre și când venim aici, mai mult de doi, mai mult de trei, adunați în numele Tău și mai chemăm numele Tău și ca și comunitate, cu atât mai mult ești prezent aici și îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim că am putut să ne închinăm înaintea Ta prin aceste cântări extraordinare, Doamne. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu și îl imaginăm pe David cântând din toată inima, Doamne, și stăm înaintea Ta și Te rugăm în seara aceasta să ne ajut să ne uităm în cuvânt, să ne uităm la acest om al Scripturii, la acest om al Tău, David, să ne uităm de ce L-ai numit după inima Ta, Doamne, și ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău, Doamne, ca și noi la rândul nostru să fim mai aproape de inima Ta, Tată. Ne rugăm lucrurile acestea prin Duhul Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru Iisus Hristos. Amin. Faptele Apostolilor 13 din versetul 22. Le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Amin. Și alte două versete, cum se cânta, cântă suflet al meu, din psalmul 103, psalmul lui David: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și psalmul continuă și frumos. Și cântarea a exprimat lucrurile acestea. Vă rog, dragilor, să vă reașezați. A stat destul în picioare, de acum stau eu doar în picioare. Și Domnul să ne dea urechi de auzit, inim de împlinit și mie sănătate și gură să pot transmite ceea ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre David. Dar nu doar să ne uităm la David și să vorbim despre David și ce a făcut și ce a dres, dar să învățăm din el și din sufletul lui care e dedicat Dumnezeului Preasfânt, ce putem noi la rândul nostru să punem practic și să facem mai bine în viața noastră, în umbletele noastre. David e singurul om în Scripturi despre care se zice om după inima lui Dumnezeu. A fost un om foarte complex, capabil, și cu o viață de un mare, mare impact. Dacă vă amintiți, David, în timpul mandatului lui ca și rege, a pus capitala poporului Domnului la Ierusalim. Și după 3000 de ani încă este la Ierusalim. Deci omul ăsta, vedem și prin lucrul acesta că a avut un mare impact în istorie. În același timp, un om care din tinerețe a avut un curaj și o încredere în Dumnezeu, ne amintim cum păzea el oile de când era încă un prunc, de când era încă un tânăr, păzea oile tatălui lui și știți din citiri, adeseori se lupta cu fiare înverșunate care veneau să atace turma aceasta. Deci a avut un curaj extraordinar încă din fragedă tinerețe. Ne amintim în mod eroic în care a mers înaintea lui Goliat. Cine nu ține minte? Și cei mici, toți știu istoria lui David cu Goliat, nu? Tot poporul era îngrozit de acest filistean, de Goliat, care râdea și îl blestema pe Dumnezeul cel viu și puterea lui David înaintea acestui om. Vreau să citesc un pic, că sunt niște lucruri așa de adânci, să ne dăm seama de modul în care el îl apără pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, și parcă mi-l imaginez pe tânărul ăsta ce fierba el în sufletul lui când auzea pe Goliat blestemând pe Dumnezeul cerului și al pământului. Parcă nu putea să asculte cuvintele acelea. Ne uităm în 1 Samuel de la capitolul 17, de la 42 în jos, și am să citesc câteva versete. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David: ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului.
David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Un tânăr. Ar fi ușor să fie rostită lucrurile acestea după ce s-a întâmplat, nu? Pe un podium, acolo unde se dădeau numărul 1, numărul 2, numărul 3, ar fi fost ușor să țină cuvântarea asta. Dar el a ținut-o înainte, timp ce toți frații lui și toți soldații, Israelul cât era ei de vitej, tremurau în fața filistenului și acestui monstru care stătea în fața lor. Și David are această autoritate de la Dumnezeu să rostească lucrurile acestea. Și mai frumos, a împlinit totul exact cum l-a rostit. Pentru că el era undeva cu inima lui și bine, bine închegat în Dumnezeu. Parcă deja începem să-i simțim inima, nu? De ce l-a numit Dumnezeu după inima lui? Deci toată viața lui a dat notă de atâta devotament în tot ce a făcut. Și aici e vorba de începuturile lui. Pur și simplu un tânăr. Hai să, gândindu-ne la, exact la paragraful acesta cu Goliat, cum spuneam, aș vrea să vedem ce luăm noi practic. Suntem pe la școală, nu? Pe la muncă, colegii de lucru, și câți n-avem printre noi oameni care de la orice lovitură de ciocan sau ceva, au ce au dat direct acolo, merg cu vorba. Care e atitudinea noastră? Ne facem că n-am auzit, nu? Bă, nu mai vreau un conflict în plus. Știi cum e? Că spunem după inima lui Dumnezeu. Atâta inimă după lui Dumnezeu avem, câtă inimă se frânge în noi când auzim numele lui Dumnezeu luat în bajocură. Și cât curaj avem să confruntăm acele vorbe, apărând autoritatea lui Dumnezeu, care se poate manifesta chiar și prin noi, la lucru, la școală. Să nu ne fie rușine de Hristos, să-L iubim cu scumpătate. David, cum spuneam, a fost un om complex. În același timp, dacă ne uităm în Scripturi la viața lui, a fost un om extrem de bogat, dar în același timp un om care s-a născut într-o familie modestă, dar cu părinți foarte buni, care i-au dat o educație bună. Peste viața lui a fost un strateg, a fost un compozitor și un muzician, a fost rege, a fost păstor, a fost proroc. Domnul a vorbit prin el cu prorocii, dacă ne ducem la Psalmul 24, ceva extraordinar acolo și nu numai. În același timp și păcătos. Nu faptul că a fost un om care a avut momente de cădere în păcat, l-a făcut după inima lui Dumnezeu, dar modul în care s-a zdrobit, s-a pocăit și s-a lăsat ridicat și corectat după acele căderi. Și din faptul că a avut la un moment dat acel pasaj al vieții lui care îl putem numi un păcătos. Dar și de acolo avem de învățat. Că cu toți avem păcat în viață. Dar modul cum omul ăsta s-a ridicat și cum a rămas după aia, peste restul vieții lui, e de apreciat. Și și acolo se poate spune că a fost după inima lui Dumnezeu. Ideea nu-i cum caz, sau cât caz, sau de ce ai căzut. Ideea e cât de rapid te-ai ridicat și ai mers înainte. Și cum spunea Hristos acelei femei prinse în adulter, ce a spus? Du-te și nu mai păcătui. Ideea e să te restaure și să mergi înainte. Ce interesant în Scripturi, despre David se scrie cel mai mult. În Vechiul Testament, în 66 de capitol, îs despre David. Se vorbește cel mai mult despre vreun pământeam om fizic care a fost acolo menționat în Scripturi. În Noul Testament sunt 59 de mențiuni legate de David. Și un alt lucru interesant, Iisus Hristos
în Noul Testament, bineînțeles, de 17 ori numit Fiul Fiului David. Vreau să mergem acum un pic în Scripturi. Ce m-a determinat să vorbesc despre lucrul acestea e faptul că de mai mulți ani de zile am fost foarte fascinat de exact de paragraful ăsta, om după inima lui Dumnezeu, care s-a spus despre David. Și am studiat și am vrut să văd ce anume îi despre inima lui Dumnezeu, ce l-a declanșat, ce l-a făcut pe Dumnezeu să declare despre, să-i dea această caracteristică lui David. Și vreau să iau mai multe pasaje din psalmi, din scrierile lui David. N-am să intru în, oricum o să fie mult detaliu, dar n-am să citesc psalmi întregi sau jumătăți de psalmi, am să mă duc doar la, așa spicuind, la versete, sunt extraordinare. Ceva de lângă sufletul lui care să ne ajute să simțim mai mult cu el și de ce a fost el după inima lui Dumnezeu. Și vreau să desprind și câteva caracteristici și apoi mă duc și citesc versetul și încerc să-l citesc cu patosul lui David. Și când îl citesc și îl auzim scriptura aceasta, să ne imaginăm omul ăsta care a trăit cum a trăit și despre care Dumnezeu a spus lucrurile acestea și să vedem ce anume acolo ca să putem să tragem și la noi, să ne fie mai aproape și sufletul nostru de ceea ce ne vrea Dumnezeu să fim. Amin? David a avut stăruință, perseverență, dependență de Dumnezeu, o încredere neclintită. Ne uităm în Psalmul 61:1. Ascultați-l pe David. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele și ia aminte la rugăciunea mea de la capătul pământului. Strigă-te tine cu inima mâhnită și zic dumă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Îl simțiți unde era David în sinceritatea lui? Omul acesta a avut o transparență și o sinceritate, o dorință în a sta în ascultare. Psalmul 139:23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Câtă sinceritate! Vezi, e una să fii ascultător în sensul a împlini, ascultător, împlinitor. Dar este și altfel de ascultător. Ascultător, auzitor. Nu? Ascultător pe aici intră și pe dincolo iese, pentru că ești un ascultător, auzitor. Adică ești un auzitor. Auzi, pentru că ți-a dat Dumnezeu sănătate și urechile tale aud. Și auzi tot ce se întâmplă, 24/24, probabil în timp ce dormul chiar le auzi toate. Dar auzi. Și altă treabă să fii ascultător. David a fost ascultător. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Încearcă-mă și cunoaște-m gândurile, cunoaște-m inima, cercetează-mă. Omul acesta a fost un om al rugăciunii, stăruitor în rugăciuni și cereri. Și avem sute și sute și sute de exemple în psalmi. Am să mă duc la câteva. Psalmul 55, de la versetul 1. Ți-a minte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ. Psalmul 57:1. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Nu că n-ar fi stat el la loc de scăpare și după ce treceau nenorocirile. Așa e aici contextul psalmului. Psalmul 3, versetul 4. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Psalmul 4, versetul 1. Răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele,
scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine, ascultă-mă rugăciunea. Psalmul 5, versetul 1, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Iată inima Domnului, inima după a Domnului. Ce bine ar fi să se zică și în dreptul nostru. Alex și Sebi și Darius și Raul și Filip, în fiecare dimineață când se trezesc, spun exact lucrurile acestea. Auzim glasul dimineața. Dimineața? Eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Bine le știi tu, Doamne, că dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Modul cum e scris aici spune că în fiecare dimineață el persista în lucrul acesta. Psalmul 6:4. Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Mântuiește-mă pentru îndurarea ta. Și ar fi așa de multe la capitolul rugăciune. Am stat aici mult și bine, am avea ce citi din rugăciunile lui David. Extraordinare. Apoi, un om al închinării, al unuia care aducea laude la adresa Dumnezeului veșnic. Și începeam citind mesajul care era inspirat din cântarea care s-a cântat, 103, Psalm 103:1. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Mai este un verset așa de frumos, nu că n-ar fi extrem de multe și la capitolul laudă, Psalmul 7:17. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului, numele Celui prea înalt. În același timp, David era copleșit de minunățile și de creația Domnului. Psalmul 8, versetul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Era plin de bucuria mântuirii și în urmă cu ceva săptămâni am intrat foarte mult în zona aceasta. Acum doar un verset, Psalmul 13:5. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului căci mi-a făcut bine. Acolo era inima lui, cu încredere deplină. Și avea bucuria mântuirii reală în viața lui și asta îl făcea om după inima Domnului. Domnul ne vrea cu siguranța aia de mie la mie, mie la sută, că suntem mântuiți. Să știm sigur unde suntem și unde ne e sufletul. Domnul să ne întărească. El iubea templul. Atunci era templu, acum e biserică, e adunare. E un loc de părtășie unde oamenii se închină Domnului. Psalmul 15:1. Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Dacă scrie lucrul acesta, eu cred că omul ăsta se și străduia să spună adevărul din inimă, nu-l scria doar pentru alții. Psalmul 27:4. Un lucru cer, tot la capitolul ăsta cu părtășia, da? Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Om după inima lui Dumnezeu. Cea mai arzătoare dorință a Lui. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Nu e un loc mai frumos pe lume
decât să fii în prezența lui Dumnezeu. Și da, El e prezent și cu unul fiecare, dar aici ceva mai special când sunt doi sau trei adunați în numele Lui. E un bonus, nu? E mai mult. El era conștient că Dumnezeu e cel mai sigur păzitor. Vă amintiți Psalmul 16? Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Caută-ți paza în mâna lui Dumnezeu. E cel mai sigur loc. Sinceritate și străduință personală de a fi plăcut Domnului în toate detaliile. Și am găsit trei versete în Psalmul 17. Foarte frumoase. Psalmul 17. Deci, sinceritate și străduință personală de a fi plăcut Domnului în toate detaliile. Și hai să fim atenți aici la ceva. Să uităm la inima lui David. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată. Ia minte la strigătele mele. Pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute, să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, că ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Simțiți cât de adânc? Nu, noi, biserică penticostală, adeseori ne înflăcărăm în rugăciune și se roagă așa biserica tare. Ai auzit vreodată rugăciunea aceasta? Un frate, o soră? Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, că ce-mi iese din gura aceea și gândesc. Vedeți unde era omul ăsta? Așa că era așa de departe de noi. Doamne, ajută-ne să pășim mai aproape. Declarații de dragoste la adresa lui Dumnezeu. Iar când am văzut ce, cum se adresează El lui Dumnezeu, deci cântăm și noi, ne rugăm, îl lăudăm, îi dăm glorie. Ascultați cuvintele acestea. Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascut, scutul meu, tăria, care mă scapă și întăritura mea. Te iubesc din inimă, Doamne. Nu vreți să ne luăm expresiile astea în rugăciunea noastră mai des? Să se audă aici la Sfânta Treime. Te iubesc din inima mea, Doamne! Te iubesc din inima mea, Doamne! Cred că atunci s-ar apropia cerul un pic mai aproape de noi. Ar fi un pic altceva, nu? Te iubesc din inima mea, Doamne! Îl vedea pe Domnul ca și păstorul lui. Cine nu știe, și copiii știau pe de rost aici. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la pe de odihnă, mi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Și ar fi mult și acolo de spus. O altă caracteristică frumoasă cerea călăuzire de la Domnul. Psalmul 25:4. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale, povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Acolo să ne găsească Domnul cu inima noastră, spunând lucrurile acestea. Și atunci ne vom apropia de inima Lui, încredere neclintită și cu frica învinsă. Uite ce am găsit aici în Psalmul 27:3. Chiar o știre de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Și n-au fost vorbe goale. Încă din tinerețea lui, cum spuneam de la început despre el și Goliat, a avut lucrul acesta din abundență peste viața lui. În Psalmul 31:1. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta, pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de-mi ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc
scăparea. David, nu uita ce a făcut Dumnezeu. Era mulțumitor. Uitați-vă la Psalmul 34, de la 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Psalmul 41. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Acolo inima lui. A fost un om înțelept și recunoscător de unde vine înțelepciunea. Conștient și recunoscător de iertarea lui Dumnezeu peste viața lui. Psalmul 37:23. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Psalmul 51:17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Am avea așa de mult de absorbit din toate scrierile lui David și ce a fost mărturia lui, cunoscută de toți oamenii, și de ce e om pe inima lui Dumnezeu. A avut mulțumire, cum spunea fratele nostru Sebi. David a avut o mare bucată de mulțumire. A fost atât de mulțumitor lui Dumnezeu. Mulțumirea e una din cele mai frumoase caracteristici ale lui. Mulțumire, recunoștință, binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 28:6. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Cum spuneam mai devreme, în cântările mele? Da, în cântările mele. Mai țineți minte pe David? Când era în preajma lui Saul și Saul era muncit de duhuri și era ieșit din afară de tulburat și... Țineți minte pasajul? Lua David harfa. Vii să mă ajuți. Harfa prima dată cânta. Cântă, cântă, cântă ca David. Cântă, cântă, cântă așa. Tot iadul când cânti tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. De acolo e scrierea asta. Cântă, cântă, cântă ca David. Pentru că momentele când el cânta, duhurile nu puteau sta în prezența aceea divină. Omul ăsta cânta altfel. Toți cântăm. Dar el când cânta, se unea harfa cu cerul. Era ceva aparte. Fiecare sunet pe acele coarze, nu știu cât cânta și cu vocea atunci sau doar cu coardele. Scriptura scria ceva de harfă. De arfă. Dar un lucru știm sigur, Saul era liniștit. Pentru că inima lui era după lui Dumnezeu. Și dacă David se ruga, Dumnezeu răspundea. Dacă David cânta, Dumnezeu răspundea. Dacă David făcea pași prin credință, Dumnezeu îi făcea loc în față. Pentru că era după inima lui. Da, David a fost un cântăreț iscusit. Mai mult de toate aceste scrieri despre care am făcut referință sunt psalmi. În limbajul nostru, cântări de vers. Cam tot ce am citit până acum, de fapt, e ca și cum am
lua cântările lui Moldoveanu și psalmiștilor zilelor noastre. Toate versetele ce le-am citat sunt de fapt cântări. Da, omul ăsta a fost un cântăreș, un compozitor extraordinar. Dincolo de toate, a fost și un om care a greșit. Și în mesajul care l-am avut mai în urmă cu ceva săptămâni, m-am dus acolo la mai multe detalii. Cum spuneam de la început, căderea și greșeala lui a fost cu atâta mai puternică după aceea pocăința, smerenia și recuperarea lui după cădere. Modul cum a rămas după aceea în picioare. Și Domnul îl iubește pentru aceasta. În Psalmul 23:1 spunea el, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și astăzi, după să fie 3000 de ani de atunci, putem cânta și noi acest imn al pocăinței, care din acele momente a lui de cădere s-a născut după un imn frumos: zidește-mi mine o inimă curată. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Psalmul 51:10, zidește-mi mine o inimă curată, Dumnezeule. Deci îți dai seama să păcătuiești, să te căiești, să vin apoi și după aia să se audă de pe băncile adunării un frate, o soră: zidește-mi mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Și ajutați-mă să cântăm cântarea aceasta împreună: zidește-mi mine o inimă.
un Duh nou, statornic Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt, umple-mă cu Duhul tău, umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Domnul să ne întărească mine. Hai să recapitulăm câteva puncte. După încercăm să-L luăm ca motiv de rugăciune, din ce am auzit, din ce am învățat, și El să ne ajute. Dacă vrei să ai o inimă după a lui Dumnezeu, să ai în viața ta stăruință, perseverență, dependență de Dumnezeu, o încredere neclintită în El, să ai transparență și sinceritate, o dorință de a sta în ascultare, nu doar în auzire, da? Să fii un om al rugăciunii, stăruitor în rugăciuni și cereri. Fii un om al închinării, adu laude la adresa Dumnezeului veșnic. Fii copleșit de creația lui Dumnezeu. Fii plin de bucuria mântuirii. Duminică? Nu, toate zilele, tot timpul. Iubește și tu templul, biserica, adunarea, locul de părtășie unde oamenii se închină Domnului. Iubește timpul care îl petreci aici sau în orice loc unde se cheamă numele Lui. Fii conștient că Dumnezeu e cel mai sigur păzitor. Să ai sinceritate și străduință personală de a fi plăcut Domnului în toate detaliile. Fă Domnului declarații de dragoste. Te iubesc din inimă. Fă din Domnul păstorul tău, doar El te paște în pășun verzi, amin? Cere călăuzire de la Domnul în toate detaliile. Să ai și tu, ca și David, o încredere neclintită, dar cu frica învinsă. Nu uita de tot ce face Domnul și mulțumește-i pentru tot ce face El în viața ta. Caută să fii înțelept, dar în același timp recunoscător că înțelepciunea vine de la Dumnezeu. Fii recunoscător iertării lui Dumnezeu. Să ai mulțumire, recunoștință, binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Și ultimul, dacă cazi, ridică-te, mergi înainte și nu mai păcătui. Amin? Haideți să stăm ridicați în picioare. Haideți să mergem într-o rugăciune și cercetăm înaintea Domnului. Și nu știu, eu unul studiind lucrurile acestea, parcă a născut așa în mine ceva, că aș vrea să fiu după inima Domnului. Și vreau să cred că și tu vrei lucrul acesta și să nu fie doar faptul că ne-am uitat la David, că așa de ușor e să ne uităm săptămâna viitoare la Ilie, după aia ne uităm la Iosif, după aia la Zacheu și ne tot uităm la ei. Le-a lăsat Dumnezeu aici pentru un motiv, să avem niște exemple de urmat. Și dacă ne-am uitat în seara aceasta la David și de ce a fost după inima lui Dumnezeu, hai de săptămâna în care intrăm să ne străduim, să ne apropiem mai mult, mai ales pentru cei care iau botezul duminica viitoare. Ce mult ajută lucrul acesta, străduiți-vă! Și Domnul să vă întărească chiar noi ca și adunare să mijlocim pentru ei. Haideți să ne rugăm și să ne lăsăm în brațul Domnului.